La prefectura Brașov s-a întrunit comandamentul de urgență după ce a fost confirmat un focar de pestă porcină la o fermă cu 2500 de porcine din municipiul Codlea. Din primele informații, este vorba doar despre 6 animale bolnave, însă conform procedurii, în cazul apariției de astfel de infecții, trebuie sacrificate toate animalele din fermă. Știm să gestionăm eficient această situație, chiar dacă lichidarea focarului nu este deloc o operațiune simplă. Toate primăriile și toate fermele zootehnice sunt anunțate în legătură cu măsurile de prevenție, protecție care trebuie luate. Pe raza municipiului Codlea se va face evaluarea stării de sănătate a porcinelor din gospodării care nu sunt în efective importante și la fel se va comunica proprietarilor ce măsuri de protecție trebuie să ia. Nu este niciun motiv de panică, avem situația sub control, a declarat directorul executiv al DSVSA Brașov. Dezastru în ultimele zile la Teliu, apele au intrat în casele oamenilor și mai multe străzi au fost inundate după ce apele au coborât pe versanți. În urma scurgerii apelor de pe versanți în comuna Teliu, peste 10 gospodării și mai multe străzi au fost inundate, a anunțat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, Major Ciprian Sfreja. A început operațiunea de ridicare a parapetelor de beton, care separă cele două sensuri de circulație pe DN11 în zona localității Hărman, județul Brașov, în vederea turnării unui covor asfaltic. În acest sens, circulația a fost restricționată pe două din cele patru benzi de circulație. Separatoarele de sens vor fi remontate pe axul drumului după terminarea lucrărilor de asfaltare. Cu toate că în ultimele săptămâni vremea nu ne-a prea ajutat pentru lucrări, a plouat foarte mult și în aceste condiții lucrările de asfaltare stagnează pentru că nu putem asfalta pe ploaie, evident. Am reușit totuși să terminăm lucrările pe DN10, acolo unde a fost așternut un covor asfaltic de pe o lungime de 10 km între intersecția cu DN11 și localitatea Teliu. Lucrările au inclus și completarea de acostamente și refacerea completă a marcajelor rutiere. Acolo bănuiesc că localnicii au observat că sunt condiții foarte bune pentru circulație. În acest moment se lucrează pe DN11 în zona localității Hărman, acolo unde tot așa au fost terminate lucrările de așternere a covorului asfaltic și în acest moment remontăm separatoarele de sens din beton. Acolo chiar îi rugăm pe șoferi să circule cu prudență pentru că există pericolul de accidentare. Dacă acolo și acolo vor urma și lucrări de completare de acostamente și vor fi definitivate și lucrările de marcaj rutier. Universitatea Transilvania din Brașov înregistrează o nouă performanță. În clasamentul internațional publicat de Center of World University Rankings, Universitatea Brașoveană este universitatea din România cu cea mai mare ascensiune. Intrată anul trecut în clasamentul Center for World University Rankings pe locul 1844 alături de alte 12 universități din țară, în acest an Universitatea Transilvania din Brașov a urcat 144 de locuri, fiind în top 8,5 universități din lume în condițiile în care alte 6 universități românești au coborât în clasament, iar 2 au fost eliminate. În ultimii ani am făcut eforturi deosebite în ceea ce privește creșterea performanțelor academice ale universității, atât în ceea ce privește predarea, cât și cercetarea și, de asemenea, în dezvoltarea relațiilor internaționale. Și v-aș da aici doar câteva exemple. În ultimii 8 ani, Universitatea Transilvania și-a triplat producția științifică. Numărul de articole publicate în reviste de prestigiu a crescut de 3 ori în 8 ani, în condițiile în care ne-am avut chiar o ușoară scădere, deci nu creșterea personalului didactic, deci cei care sunt autorii acestor articole. Suntem pe primul loc în acest an universitar în România în ceea ce privește numărul de țări partenere cu care avem schimburi Erasmus de cadre didactice și studenți la egalitate cu Universitatea Babeș-Bolyai. Și bineînțeles că
În cadrul acestui program finanțat de Comisia Europeană dezvoltăm noi relații, de unde pot rezulta noi colaborări și care asigură vizibilitatea universității. Cred însă că cel mai eficient efect în ceea ce privește creșterea calității proceselor din universitate, mă refer la procesele didactice și de cercetare, l-a reprezentat măsura de a introduce salarii diferențiate în funcție de performanță pentru același post didactic. Cursuri școlare cu grupe mici în perioada verii la care să participe copiii din grupuri vulnerabile, aceasta este propunerea celor de la Organizația Salvați Copiii, care adresează din nou autorităților solicitarea să-i sprijine în acest sens. Astfel, copiii ar putea recupera mai ușor materia pierdută, dat fiind faptul că, spun cei de la Salvați Copiii, prea puțin dintre ei au avut acces la învățarea online. Cei de la Salvați Copiii propun ca în școlile de stat să fie făcute aceste cursuri de tipul școală după școală. Organizația și-a asumat atât obligația de a obține consimțământul informat al părinților și copiilor, de a asigura resursele umane și materiale necesare activității, cât și obligația de a respecta restricțiile și normele în vigoare. Primăria Brașov va lansa săptămâna viitoare licitația pentru proiectarea Park and Ride-ului cu 700 de locuri de parcare ce va fi construit lângă viitoarea sală polivalentă din Bartolomeu. Investiția este realizată cu 98% fonduri nerambursabile prin programul operațional regional. Valoarea finanțării nerambursabile este de 53 de milioane de lei. Valoarea estimată a lucrărilor de proiectare și asistență tehnică pentru realizarea acestei investiții este de aproximativ 1,2 milioane de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 17.07.2020, ora 15. Nostalgia dictaturii și Acasă, My Home sunt două filme românești înscrise la secțiunea competitivă din cadrul celei de-a 12-a ediție a Festivalului de Film și Istorie Râșnov. Festivalul cuprinde 16 filme din 11 țări care vor concura pentru premiile publicului, juriului profesionist și juriului de liceeni. Tema principală a acestei ediții va fi Război și Pace. Evenimentul este programat în două etape distincte, 17-26 iulie și 21-30 august, secțiunea competitivă. Potrivit unui comunicat al organizatorilor, în competiție au intrat filme din Franța, Finlanda, Corea de Sud, Mexic, Croația, Brazilia și România.
În vremuri tulburi, precum cele generate de pandemia de coronavirus, avem senzația că lucrurile sunt scăpate de sub control. Multe dintre obiceiurile noastre au fost date peste cap, iar viitorul este, potrivit experților, departe de a fi sigur. Există însă multe lucruri pe care le putem face pentru a ne simți mai bine și a rămâne sănătoși. De exemplu, alimentație bine gândită ne poate salva. Alimentația cât mai sănătoasă cu putință este foarte importantă, atât sub aspect fizic, cât și psihic. Un regim sănătos reduce considerabil riscul unor boli cronice, cum ar fi cele cardiovasculare, diabetul sau obezitatea, precum și depresia și anxietatea. Nu trebuie ținut un regim special, ci doar evitate alimentele procesate, acestea fiind bogate în zahăr. Iată ce ne recomandă în acest sens specialiștii. Această ieșire din pandemie a picat într-un moment foarte bun. Acum, perioada aceasta de căldură și de vară și de alimentație chiar ne va ajuta să trimitem kilogramele în plus acasă la ele, pentru care eu v-aș recomanda să începeți pas cu pas să aduceți cât mai multe fructe și legume proaspete în farfuria voastră, în viața voastră. Încercați, mai ales acum când restricțiile s-au dus, să mergeți pe jos la servici, să vă întoarceți pe jos. Încercați tot timpul să aveți în poșeta voastră o sticlă cu apă, să aveți un măr tot timpul aproape de voi. Încercați să evitați momentul în care să vă fie foarte, foarte foame și să dați buz în absolut orice. Și vreau să țineți cont că, deși a fost o perioadă de 2-3 luni în care am stat în casă, nu se știe dacă există și episodul 2. Așa că tot ce construiți în momentul acesta o să vă ajută ca și după pandemia 2, sper totul să nu existe, să ieșiți victorioși. Așa că, dragii mei, cumva butoanele sunt la voi. Cu cât aveți, cu cât dați mai multă atenție alimentației, cu atât o să vă fie mai bine. Și odată ce te simți bine, poate să vină și 5 pandemii odată, că ești pregătit să le accepți. Așa că, dragilor, sănătate, apă, mișcare, fructe, legume, crude cât se poate de mult și zâmbet. Cam asta e rețeta succesului.